Suntem la natură, suntem în Salcâni. Partea asta a satului se numește Dulijeni. Partea veche se spune că aici era vatra satului. Aici se făceau hurile, aici se făceau întrunirile. S-a schimbat în rusești noi, dar aici suntem delectați, dragi telespectatori, cu cea zeamă delicioasă, tădeță, țarcă, numită în popor bibilică. Dragi concurenți, noi am alergat, noi am concurat să cine prinde cea mai frumoasă țățarcă. Uite că după ce, dragi telespectatori, am prins-o, am penit-o, am tiuleit-o, iată avem și zama. Noi vă invităm cu noi la masă, avem zamă gustoasă, dar cel mai interesant și cea mai mare surpriză care este și pentru domnul Gorgos, Aolee! Deci vă rog să vă înlăturați cu toții, plecați acasă. Eu rămân. El este principalul concurent. Da. Poftă mare la toată lumea, noi mergem să ne delectăm. Stați cu ochii pe tezaur, for că urmează și mai multe provocări împreună cu echipa, cu trupa Millennium! Dragi telespectatori, avem zama delicioasă de țățarcă, ia uitați-vă, și o să mâncăm astăzi zamă după tradiția locală din satul Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Da, uitați-vă, are tocmăgei de casă, așa, și cartofi, avem și carne, dar carne o lăsăm la desert. Așa. Iată aici ce avem noi, delicii! În timp ce ne ospătam rapsodul satului, domnul Gheorghe Cârlan a decis să ne delecteze cu o melodie interpretată la frunze. Foaie verde, foi de nucă, pădure, pădure, de m-aș face un pui de cuc. Pădure, pădure, da-mi pădure să mă duc. Pădure, pădure, hei, ca să zbor din sat în sat, hei, ca ei. Care mai apoi ne-a invitat în gospodăria lui, acolo unde se pregătea rachiul. Împreună cu doamna primar de Comuna Rusăștii Noi, doamna Valentina Meșină, iată că descoperim tezaurul satului prin păstrătorii de tradiții. Aici e o tradiție frumoasă, o găsim în gospodăria domnului Gheorghe Cârlan. Iată, l-am găsit făcând țuică. Rachiu. La noi țuică. Se face rachiu. La rusești noi se face din drojdie de vin în 90%. Domnul Gheorghe Cârlan, ne spuneți, vă rog, după ce tehnologie sau din ce faceți rachiul de această dată? Noi facem din vinul de anul trecut, care nu l-am folosit, nu rămas și facem loc pentru vinul nou. Trebuie să eliberăm butoaiele și le pregătim pentru roada viitoare, să nu aruncăm, să folosim munca noastră de plină, să îi folosim să facem puțin rachiu. Dezinfectant. Da. Dezinfectant, da. Pălincă la români, cum să spun. Da. Pălincă la români, la da. Noi e țuică, e rachiu, la dumneavoastră aici am înțeles că este rachiu. Rachiu și e de folos în gospodărie. Facem rețete, facem leacuri cu din diferite bruieni, diferite. Și simțim că ne ajută. Ajută. Da. Se spune la țară că o zi de vară hrănește un an. Da. Iată și dumneavoastră zi de zi, de dimineață până seara, munciți, chiar dacă nu ați avut posibilitatea să realizați vinul, da. Un gospodar nu pierde producția, nimic. Iată, din vin se face rachiu, o producție proaspătă care noi o servim acum.